Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Mafia 3. Din câte vedeți, ca data trecută, jocul se mișcă în 30 de FPS, dar cei de la 2K au adăugat un patch, iar noi putem merge la display și mergem la FPS, unlimited, iar acum eu am 80 de FPS pe acolo. Bun, deci înainte ca acest episod să înceapă, aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat pe acel buton de like. Să vedem câte like-uri putem strânge. Și în episodul de azi, nu știu ce o să facem, nu știu ce o să se întâmple, dar nu mai filmez cu OBS, filmez cu Shadowplay, deci s-ar putea să vadă mai bine. Bun. I got it under control. Under control? God damn it, you need a... Boy, I'm not warning you again! Have it your way, old man! Sper că se aude bine. He needs to cool off. You mind telling me what's got him so riled up? We've been having, problems with the Haitians. But like I say, I got it under control. Well, truck's all loaded up. I figure we got enough out there for... Should I come back? In honor of your returning to us safe and sound, I made a donation to Father James here. Supplied him with food he can hand out to some of our needier family. I was hoping you'd lend me a hand, Lincoln, to give you a chance to see the neighborhood. This thing with the Haitians, how serious is it? Ah, you know it is. Someone looks at him the wrong way, he's on them like a wet dog. Like I said, I can come back. Nonsense. Lincoln needs to get out. Enjoy the day. Besides, be good for the two of you to spend some time together. O să stau cu ăsta? Gone. Those people waiting on their food. Sau ce trebuie să fac, că nu prea am fost atent. He told me he wanted to leave town, head out to California. Now he had a friend in the service who could get him a job working at the Mare Island shipyard. And the only reason he came back was to tell Sammy and Ellis goodbye. But then he found out about the trouble Sammy was having with those Haitians. So he decided to stay and help. Those Haitians, they are bad news. Don't talk Lincoln out of it. Whatever else he might have become, Lincoln was always loyal. Ăștia ne laudă că noi am venit de nu știu unde și suntem mari eroi. Bun, hai să jucăm. Pam, pam, pam. Warm Hearts Neighborhood Kitchen. În 1968, 6 zile înainte de Mardi Gras. Serve the gumbo. What? A, trebuie să le dau mâncare la prăști. Pune supa acolo. Și tu vrei supă, cu toții vreți supă, bă, mâncăilor. Bă, mâncăilor. Pune acolo. Și o să stau toată ziua cu Father James ăla? Să crești mare, bună să-ți fie inima. Uite și baba. Ia uite-l pe boul ăla. Am dat de dracu, fii atent, începe scandalul.
Nu. Ia supa! I-am dat cu supa în cap. Volt cover, W plus space. Ah, cap în gură ce-ți dau. Mamă! Ce i-am făcut? Chokeslam! Ia uite ce-i dau la prost. Mam, cap în gură și ție. V-ați luat bătaie, fraierilor. Droguri. Punguța cu 2 bani. Ce dracu s-a alea? Elected president of Haiti in 1957. By 1959, he had created a secret police called Tontonmacut, and people started to flee. Most of them settled in the southern United States. Mixed in with the good, hard-working people were hardened criminals. They formed the backbone of what became the Haitian gang. Now, Lincoln found out they set up in the swamps and were led by a man named Baca. Baca. You and Father James done already? Got jumped by the Haitians. It's time you level with. Tell me what's really going on. Yes. Yes, da. Trebuie să-ți spun acum. După ce era să fiu omorât, trebuie să-ți spun. Seven months ago, folks in the hollow started getting robbed. Money and jewelry, things of that nature. Didn't take long for us to figure out it was the Haitians. Then those bastards on the door started going after the lottery. How much money are we talking about? How much? Enough that we're in deep shit with Sal Marcano. Haven't kicked up to him in 3 months. Cuz bani. Destui. If I deal with them, that gives us time to settle up with Marcano, right? Let me worry about Sal. He and I go way back. This thing with the Haitians. Time for it to end. A, deci noi o să ne batem cu proștii aia, nu? You and Ellis need to handle it. Have no fun. Back in the 20s, folks used to pull salt out of the bayou. They built themselves a little shanty town. When the depression hit, they abandoned it. That's the only place this could have come from. Gonna need guns and ammo. Call this number. Ne dă numărul de la băieții cu arme. No sense tipping anybody off. Or we can sweep the hollow, track down and kill every last one of those cocksuckers, then we wouldn't have to worry about it. The last thing folks in this neighborhood need to see is colored people killing each other. Do this quiet. Deci e bătaie între negri și negri. Și negri buni îi omoară pe negri răi. Mergem cu Ellis. Those Haitians are a hard people. Do not ever underestimate them. Ce ai făcut, Bobiță? Că îi facem muci. Îi ciurim pe fraieri. Ce dracu zice ăla? Dar ce să le-a pietre sau ceva? Mă rog. Acum cred că mergem și facem rost de arme. Oh! Nu mă așteptam la asta. Last thing they're gonna expect is an attack from the water. You head back around the row. Stay with the car. I'll meet you over there when this is done. Hope you know what you're doing. Trust me, Ellis. Here in a bit, this will all be behind us. Intrăm în acțiune de GTA, acum îi împușcăm pe toți. Swim to the dock. Ce săritură mișto am făcut. A, nu mă, ăsta e Rambo. Vine, atacă prin apă, îi bate pe toți. Chiar seamănă un pic cu Rambo așa la acțiune și la cum arată fraierul ăsta. Stalking. Stalk your enemies and avoid their attention. Enemy awareness is shown by the white indicator in the center of the screen. Ok, deci trebuie să facem cumva să nu ne vadă. Dar să-i omorâm, gen. A, nu trebuie să-i omorâm.
coming to that old man's den. Him, Ellis, and the other one. Minkin Kay. He's the one. This time you won't get away from us. Ăștia vorbesc despre mine, fraierii. Huh? Where'd your people come, Tugger? Let's in that fuck. Pleacă, bă! Pleacă! Nu cred că am făcut bine ce am făcut. Haide, bă! A! Fă-l pe fraier! Nu! Mi-am luat-o. Da, n-am făcut bine. Nu trebuia să mă duc după butoi, trebuia să aștept tot acolo. M-au văzut fraierii. Ăștia vorbesc despre cum vor să ne omoare în shit. Aaaa, păi acum e altfel. Și îl strangulăm. Papam, ești mort. Hop, așa. Și, și tu ești mort, ia uite-l. Bun. Stai, ce avea? A, pot să-i mut corpul, nu vreau. Ok, stai să schimbăm noi pe pistol. Că avem mai multe gloanțe. Bun, find Baca. Deci pe unde trebuie să mă duc? Bănuiesc că pe aici. Ia să vedem. Da, pe aici. Întrebarea, acum mă duc jos sau mă duc sus? Jos nu cred că-l găsesc. A, uite mă, ce ai făcut. Nu, nu cred că are rost să dau cu pistolul. Whistling. Whistle to draw enemies away and thin out the group, hold T. Ok, deci dacă țin apăsat pe T, fluier. Ce fac? Căcat. Puii mei, cred că e bine, nu? Gen, i-am omorât pe fraieri. Ok, avem gloanțe. Hai să continuăm. Erau doi, nu puteam să-i bat corp la corp. Trebuia să îi împușc. Începe acțiunea. Ah! Bag adrenalină! Ah, n-am! Ceva regen? Ok, gata, hop, hop, hop! Mor odată! Foarte dubios cum nu-i nimeresc în cap. Ia uite, i-am dat ăla în cap, deci ăla trebuie să... De ce n-am murit? Hai mă, nici ăsta n-a murit până acum. Ăla e mort deja. Stai să mă regenerez. Așa. Nu e ca și cum am doar două gloanțe. Mamă, ce a zburat creierul ăla. Holy shit. Ne trebuie gloanțe. Schimbăm arma. Pac. Mamă, ce mitralieră are fraierul ăla. Căcat. Îți zbor creierii, fraiere. Și ție. Și ție. Hai mă că e mișto shotgun-ul ăsta, îmi place. Pac. Bă, da, să mă piși pe mitraliera ta. Trebuie să luăm pe ăla. Îmi dă urât. Stai, deci a doua oară când iese, fii atent, fii atent cum îl iau.
Haide. S-o mor tu că nu l-am nimerit. Haide. Vreau să iau amo. Așa. Bun. Nu aici. Hai să schimbăm arma și... Gata. Oh, 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 oh. Fugi, fugi, fugi. Ne ascundem aici, după peretele ăsta. Hai, ieși, fraiere. N-ai tupeu. Așa. Unde mai sunt ăștia? Nu mai sunt, e bine. Hai să-i luăm mitraliera la fraier, că... E mișto. Bun, hai... Oh, 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 ce ai făcut, băbiță? Uite. Op, haide, așa. Nu prea am țintă. Cam așa e. Pa, mai e cineva pe aici? Să-l găsesc pe fraierul ăla de baca. Și asta e ceva automată, dar păstrez ce am eu. Bă, dar nu mai e nimeni pe aici, mă? Ok. Mare greșeală. S-a obișnuit ca pe GTA să apăs pe Q. Sau nu? Era un joc în care apăsai pe Q și spuneai cover. Nu mai văd pe nimeni pe aici. Pui mei, unde trebuie să mă duc? Trebuie să-l găsesc. Nu știu, mă plimb peste tot. Aici nu mai pot să intru, gata. A, văd că e ceva galben pe hartă, poate trebuie să mă duc acolo. A, în clădirea asta trebuie să-l găsesc eu. Nu, aici e ceva de viață. A, uite mă, da, așa e, că pot să intru aici. Gata. Ești mort. Ia uite-l. Ești vai de tine, cioroiule. Mamă, ia uite, maimuțul vrea să mă bată. De-abia stă în picioare și vrea să mă bată. Oh, i-a rupt gâtul. Oh, shit. Uh-oh. Era și pedofil. Ia uite, asta e bătău și rău. Holy shit, ușor. Gata, e dus. Pajam. Fucking Haitians. Ha 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 ha. Văd că am un odaia molotov, ce dracu am. Dar nu știu cum o folosesc, pe Z. Da. E, stai, eu nu înțeleg cum o folosesc, gen. Am echipat-o și... Nu știu, mă rog, hai să... Oh, căcat! Molotov and grenades. A, cum am zice? Molotov, hold G. A, ok. Deci pe G. Bun. Control. G. Pe fraieri, uite, aici le dau. Hop! V-am luat pe toți. Hai să schimbăm noi pe asta și vă ciuresc. Ia fiți atenți. Hop, așa. Ce ai făcut?
Și nu mai am gloanțe. Continuăm cu pistola și ăsta, dar tot merge. Gata, mă. Îmi place, știi, că ținta nu e la fel de exact. Adică dacă pun ținta pe capul lui, nu e obligatoriu să-l nimeresc în cap. Ceea ce e destul de bine. Nu e ca în GTA. De unde trage, mă? Ia, hop. Au! Bă, dar voi sunteți cam mulți, nu credeți? Nu mai bine vă împuținez eu. Nu mai sunt ăștia, nu? Hai să luăm shotgun-ul. Că mai are ceva gloanțe. Să schimb pistolul. Mai sunt fraieri pe aici. Haide, mă. Mor, mă. Vai de capul meu. Oh, 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 oh. Ușor, băiatu. Trebuie să ajung la Ellis, frate, în 10 ani. Așa. Pui mei, ia, mai e cineva pe aici? Haide, mă, mori. Uite, hop, te iau și pe tine. Și tu ești mort, ți-ai dat foc singur, fraiere. Oh, oh, ok, ok, pauză. Hai să ne mutăm aici mai în față. Haide, mă, să te văd. Bă, iau, ia-l, mă, ah, stai. Oh! Căcat! Te-am văzut. Unde e, mă? Ok. Nu mai am gloanțe în ăsta. Ne mutăm pe shotgun. Puu! Puu! Mort. Oh. Am nevoie de pistolul ăla. Haide! Ok, ia cover. Hai că ăsta mai are gloanțe. Haide! Fugi! A, are și un de la Molotov. Nu? Perfect. Ia uite-i pe fraier cum mori, uite. Opa! A, l-am ratat pe prost. O, oh, ar fi bine să iau și o cover. Uite mitraliera. Haide, mă. Te-am ciuruit. O, da, câte molotovuri sunt pe aici. Ăștia au fost toți, nu? Haide, schimbă barma. Așa. A venit Ellis. Boss, dar nu mă călca cu mașina, zic și eu. Vrei eu să conduc bine? Haide, mă. Și am plecat. Ce merge, bă, mașina asta? Da, la... Frânele nu le are foarte bune. Ellis, we don't need to talk to him. I pray that cost outlives the both of us. But if he doesn't,
Every motherfucker in the hollow's gonna be looking a gunning for us. Just saying, we gotta be ready when that day comes. Yeah, well, that's not something we gotta worry about right now. So just cool it with your grand plans, alright? Yeah, alright. Ăsta gândea, se gândea la rolul vieții, frate, rolul cozii la maimuță. Ești nebun. Mamă, ce drift fail am făcut, ia uite, opa, așa. Foarte mișto jocul, mie îmi place până acum. Haide, mă, dă-te. Hai mă, că n-arată chiar atât de rău mașina. I-am spart un far, i-am îndoit capota și cam atât. No, no, no. Hai că am ajuns din nou la adăpost. Bă, da, prost mai frânează mă mașina asta. Am și o garaj. A, uite mă ce ai făcut. Ce bine am pus-o. Ce ai făcut? Da, pff. You probably don't know this, but every night on the TV, right after the news, they show the names of all the boys killed over there in Vietnam. I be sitting in the kitchen eating my supper, watching that list scroll by, wondering if today is the day I finally see your name. But you never did. Nothing happened to me. There's only so much luck down the web. Sooner or later, pull up that bucket, there's nothing in it. So, what are we gonna do about it? Bă, dar ce meditează toți la rolul vieții, frate. Goddamn money, one way or the other. Lottery gonna be enough to cover it? Lottery? No. But Sal called a bit ago. Wants you to meet him at the country club. Says he's got something in the works. Square things up between us. The only black folk allowed in there to help. Now they may not like it, but they're not gonna say no to Sal Marcano. He says you get to come in, you get to come in. Fine. Always did want to see the inside of that place. Mergem altundeva. For all our sakes. Yes, sir. Story mission unlocked. Time to make a change. Drive to the Retruse Yacht Club. Ok. Dar asta vom face episodul viitor. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, să vedem câte like-uri putem strânge la acest episod. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!